Ale. O să o fac eu. Despre cartea pe care am scris-o eu. Dar eu mulțumesc. Magazinul. Scrie și tu acolo, de exemplu, nu știu, habar n-am. Uite, eu am scris povestiri cu Alexuța, scrie și tu haine sau scrie numele tău, gen. Știi? Poți să scrii numele tău, poți să faci orice. Adică ce vrei tu scrie acolo, nu contează, decât să-ți faci site-ul ca să poți accesezi cartea, atâta. De asta cu chirie. Eu am pus ceva random. Exact. Și ai putut să citești Elena până la urmă? A mers? Acum merge. Îți merge? Îți merge? A mers să citești cartea? Poți trimi... E online cartea, iubito. Mai am 2 pași de făcut. Ok. Nu știu de ce Larisa nu se întâmplă așa cu ei, deși lui Alex se întâmplă, probabil are Android, habar n-am dacă e vorba de Android sau ceva de genul, nu știu. Ce de sunt card și paper. Gata, o cumpăr. Card și paper sunt. Uite, drago, acolo, gen video cu linkul, intri pe linkul meu și poți să-ți faci cont acolo. După ce îți faci contul tău acolo, poți să scrii numele, nu știu, eu am scris, de exemplu, la mine povestiri cu Alexuța. Și poți să-ți postezi și tu carte acolo, dacă ești interesată să postezi și tu o carte, spui prețul și, pe urmă, îți promovezi linkul. Cum și eu am făcut. Adică, știi? Îți pui un preț la carte, nu știu, uite, am pus pe capitol 2 euro, știi? Ceea ce mi se pare super ok, având în vedere că cartea conține cam 10 capitole. O poveste în carte. Poți să pui și eu o poveste. Da, e destul de ok. Și spui un... Îți pui un target acolo de bănuți. Că a mers. Că ai pus 2 euro. Că trebuie să pui în euro. Euro... mai sunt câteva de astea, dar nu lei. Poveste pentru copii. Și asta e super. Asta e super. Da, e o idee ca lumea. În cât timp ai scris capitolul? Am scris cam 3 capitole într-o seară. Cartea ta... Să știți că când va crește peste... Ce întrebare bună. Nu știu. Pentru că am scris acolo despre cum mi-am început viața sexuală și cum am fost batjocorită. Și nu cred că voi vrea ca copilul meu să știe traumele mele, dar... În același timp, cred că dacă o să fie matur îndeajuns, o să-l las să o citească, da. Salut! Mulțumesc, Ale. De mă nenorocit. E un înainte de tot al copilului. Nu mai vă povestesc, nu mai vă povestesc că n-are rost, că aveți cartea, o să iasă. Mulțumesc, Bie. Eu am putut să ziceam, am înțeles. Ne povesti deja. Și traumai, multe. Multe. Bogdan, la mine pe cont aveți linkul, trebuie să vă faceți cont ca să puteți accesa site-ul. Vreau să știu dacă a intrat.